227 de locuri de muncă vacante. Asta a fost oferta Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș în perioada 27 februarie-3 martie. Și asta în condițiile în care în județul nostru numărul șomerilor depășește 19.000. Totuși, este și o veste bună. A început recrutarea pentru muncile sezoniere. Este vorba de 23.000 de locuri de muncă. Astfel, în top 10 departamente cu oferte imediate de angajare se află locurile de muncă în industria hotelieră și personal medical este la mare căutare. Grecia vine cu cele mai multe oferte, în special în domeniul turismului. Marea Britanie ocupă locul 2 în numărul de locuri de muncă oferite, urmată de Germania și Cipru. Salariile sunt incomparabile cu cele din România și variază între 600 de euro pe lună pentru un post în educație și ajung până la 3.500-4.000 de euro în industria petrochimică. Ce interesați trebuie să știe în schimb că pentru joburile mai bine plătite se cere experiență și în multe cazuri se cere cunoașterea Engleze. Am observat că aproximativ 75% dintre recrutorii profesioniști și angajatorii străini solicită în primul rând o anumită vechime, pentru, o vechime de muncă în domeniul respectiv. Conform statisticilor oferite de platforma de recrutare, românii sunt interesați să-și găsească un loc de muncă în Marea Britanie, dar sunt atrași și de ofertele din Germania, Italia și Franța. Majoritatea celor care își încearcă norocul sunt bărbați fără studii liceale. Persoanele care caută un loc de muncă prin intermediul internetului um, sunt în general de sex masculin. Aproximativ 66% dintre aplicanții noștri sunt bărbați. Din punctul de vedere al statutului civil, în general, aplicanții sunt căsătoriți, însă sunt mai mulți cei care, au, care nu au copii decât cei care au copii. În ceea ce privește domeniile care reprezintă interes pentru șomerii români, în fruntea clasamentului se află agricultura urmată de turism și construcții. Prin urmare, cei care s-au săturat să aștepte ca economia țării să se dezmorțească pot să-și încerce norocul peste hotare pentru că, mai mult ca sigur, vor găsi un job pe placul lor.